Bună ziua, doamna doctorina Petrescu. Vă mulțumesc că ați acceptat astăzi să ne răspundeți câtorva întrebări. Ce este operația de reconstrucție a sânului? Operația de reconstrucție a sânului este o parte integrantă a tratamentului actual al cancerului mamar. Practic, tratamentul cancerului mamar se încheie abia atunci când anatomia corpului este redată în integralitatea ei. Putem face reconstrucția fie simultan cu intervenția de mastectomie, fie ulterior, în situațiile în care pacienta trebuie să efectueze radioterapie, se indică reconstrucția secundară într-un timp ulterior, după 6 luni, 1 an, 2 ani, în funcție de caz, în funcție de particularitățile sale. Ce tipuri de reconstrucție a sânului se practică? Reconstrucția mamară se poate realiza prin mai multe tehnici, din fericire, pe care le alegem împreună cu pacienta și pe care le alegem în funcție de prezența sau nu a țesutului necesar pentru a realiza fie o reconstrucție, să spunem, cu implant, în termen general, fie o reconstrucție cu țesut propriu sau o mixare între cele două metode. Să spunem așa că cea mai simplă metodă reconstructivă și cea pe care ne-am dorit-o pentru fiecare pacientă în parte ar fi aceea în care glanda mamară este înlocuită cu un implant bine ales și această reconstrucție are loc simultan cu mastectomia subcutană. Deci, practic, se scoate conținutul sânului, glanda mamară propriu-zisă, și este înlocuit cu un implant. Asta este cazul ideal și caz pe care îl vedem din ce în ce mai des și la noi. Pot să spun că reconstruiesc cu mare bucurie pentru că în cadrul echipei mixte pe care o fac cu chirurgul oncolog, chirurgul general, eu realizez partea reconstructivă în același timp. Și, practic, femeia se trezește din operație cu sânul, să spunem, în aceeași formă, relativ în aceeași stare, să zicem. Femeia se trezește într-o stare net superioară psihologic. Este altceva să te trezești cu sân decât fără sân. Acesta este cazul ideal și, repet, din fericire se întâmplă din ce în ce mai des. În cazurile în care, să spunem, nu avem țesut suficient să acoperim implantul, pentru că trebuie scos mai mult din glandă, dar și din piele, atunci se recurge la un expander. Expanderul este se prezintă ca un balonaj, care se umflă progresiv pe parcursul a câtorva luni și care, practic, ne creează nouă baza pentru viitorul sân, crescând țesuturile, întinzând pielea. Și după câteva luni, în clipa în care avem practic suficientă piele de acoperit implantul, se scoate expanderul și se înlocuiește cu un implant definitiv. Aceasta este o altă metodă destul de utilă, relativ ușor de efectuat, însă puțin are un grad de un timp mai lung de realizare, pentru că pacienta vine la procedurile de inflatare a expanderului, vine la cam la 4 ședințe, 6 ședințe, depinde de volumul expanderului. Iar intervenția finală de înlocuirea expanderului cu implantul este o intervenție relativ ușoară, durează puțin și femeia își recapătă practic definitiv sânul. Acestea au fost cele mai simple și cele mai frecvent utilizate metode, cel puțin în Statele Unite. Cealaltă categorie de reconstrucții, care presupun utilizarea țesuturilor proprii, se adresează în special cazurilor când există radioterapie. Radioterapie este adesea necesară în tratamentul corect al cancerului mamar, însă ea are și dezavantajul că, practic, afectează tegumentele și părțile moi în zona prepectorală și în axilă. Și, practic, pielea nu mai este la fel de elastică, dimpotrivă, este chiar inelastică, e dură, adesea este foarte aderentă la peretele toracic și în clipa în care, în zona aceea, practic,
Am definit-o ca un deșert. E foarte greu să realizezi o reconstrucție ușoară. Nu poți să pui un implant, nu poți să pui un expander. Trebuie să aduci țesut propriu ca să creezi un sân cu aspectele, caracteristicile cât mai aproape de normal, de cel al sânului normal. Și atunci recurgem la diferite tehnici și metode care utilizează fie țesutul de la nivelul abdomenului, care este cel mai frecvent utilizat, respectiv piele, grăsime, transferate liber, microchirurgical, operație foarte complexă, care are și un timp la microscopul operator, în care vasele care hrănesc acest țesut, care se mută de la nivelul abdomenului în zona pectorală, unde creăm noul sân, aceste vase trebuie anastomozate, așa se numește în termeni medicali. Practic, vasele se reconectează între ele și asta nu se poate face decât cu fire foarte subțiri sub microscopul operator. Deci este o operație mai delicată. Există și alte tipuri de operații care folosesc, operații clasice care se folosesc în continuare în întreaga lume, care utilizează lambul abdominal, dar vascularizat prin intermediul mușchiului drept abdominal și nu mai presupune un timp microchirurgical. Rezultatul este de asemenea foarte bun. Și să spunem cea de-a treia categorie de reconstrucții, este cea care creează un nou sân mixând implantul și țesutul propriu. De data aceasta, țesutul propriu îl vom lua de pe spate. Se va utiliza pielea, grăsimea și o parte din mușchiul latissimus dorsi sau marele dorsal, care practic se dezinseră complet și tot acest lambou, așa se numește această structură, se mută în față și se creează noul sân, punând acest lambou deasupra implantului, învelindu-l și dându-i un aspect foarte aproape de natural. Este o reconstrucție care, aș spune, e o soluție de compromis, dar foarte bună în avantajul pacientelor. De ce? Pentru că ne oferă un timp de recuperare mai scurt. Rezultatele estetice sunt foarte bune. Sânul nou reconstruit are caracteristici net superioare. Iar cicatricea din zona de unde se recoltează lamboul va fi în sutien. Femeile practic se pot reîntoarce în activitatea profesională, bineînțeles fără efort fizic, cam după 3 săptămâni de la operație, ceea ce este absolut minunat. Cam asta ar fi în linii mari principalele tipuri de reconstrucție mamară. Când și cum se alege tipul de intervenție cel mai optim pentru pacientă după mastectomie? Foarte bună întrebarea. Mă bucur să spun că în momentul actual începem să alegem înainte de a se efectua intervenția de mastectomie, ceea ce este foarte bine. Adică fiecare caz îl analizăm împreună cu chirurgul oncolog, cu oncologul, cu radioterapeutul în cazurile în care este nevoie, cerem și părerea radioterapeutului în acest tumor board. Denumit, în fapt, este o ședință în care fiecare caz este analizat și se alege împreună ce tip de reconstrucție facem. Facem reconstrucție imediată? E minunat. Facem reconstrucție tardivă? Da, atunci când pacienta are nevoie de radioterapie. Când pacienta știm cu certitudine că va face radioterapie, atunci nu intră în discuție reconstrucția imediată. Ea se va efectua la un an, doi ani după ce și-a terminat tratamentul oncologic. Pe primul loc este sănătatea pacientei. E în primul și în primul rând. Și apoi, bineînțeles, reconstrucția. Facem reconstrucție cu bucurie, dar și cu mare responsabilitate. Nu ne aventurăm să facem reconstrucții imediate de dragul reconstrucțiilor imediate, chiar dacă într-adevăr impactul psihologic este mult mai bun. De ce spun asta? Pentru că dacă am face o reconstrucție imediată cu implant și pacienta are nevoie de radioterapie, atunci riscul de complicații pe sânul nou reconstruit este mult mai mare.
Se poate întâmpla să apare contractură capsulară în timp, adică în jurul implantului. Organismul creează în mod natural o capsulă și acea capsulă se strânge foarte tare pe implant și dă un aspect neplăcut. Sau se poate întâmpla ca pe cicatricea prin care s-a efectuat operația, ea să devină mai fragilă și să apară o zonă de fisură. Și nu ne dorim de asemenea pentru că se expune implantul. Deci riscul de complicații este mai mare. De aceea s-a găsit o soluție de compromis ca în momentul în care o pacientă nu va fi cu certitudine iradiată după operație, se preferă lăsarea unui expander pe loc pentru a nu pierde nivelul de țesut de acoperire tegumentar. Și dacă pacienta nu are nevoie de radioterapie, minunat, vom efectua relativ repede reconstrucția. Dacă va avea nevoie de radioterapie, rămâne expanderul pe loc și pacienta va face reconstrucția cel mai devreme la 6 luni de la terminarea radioterapiei. Practic așa judecăm lucrurile în momentul actual și așa este bine să le facem împreună cu toți medicii care sunt implicați pe parcursul diagnosticului și tratamentului cancerului mamar. Nu mai există un singur medic care tratează, nu? Cum se realizează pregătirea pentru operația de reconstrucție a sânului? Așa cum vă spuneam, încercăm pentru fiecare caz să judecăm în tumor board. Pentru cazurile diagnosticate, să spunem, în momentul actual. Pentru cazurile care au fost tratate și sunt la un an sau 2 ani sau poate mai mulți ani, atunci pacientele îi se solicită, să spunem, un minim necesar de documente, dar totodată aceste documente au în spate un set de analize și consultații, în primul rând, din partea medicului oncolog. Medicul oncolog este cel care dă avizul pentru fiecare reconstrucție. Fie că este imediată, fie că este secundară. Deci, principalul aviz este al medicului oncolog. Evident, pe lângă aceasta, mai sunt necesare pentru sânul celălalt. Pacienta trebuie să aibă o ecografie sau o mamografie recentă care să ne arate că este în regulă sau dacă are nevoie și la celălalt sunt de intervenție. Totodată sunt necesare, dar evident analizele și investigațiile se fac preoperator în spital, însă mai sunt necesare pentru a putea intra în programul național câteva documente obligatorii pe lângă scrisoarea de la medicul oncolog. Are nevoie după o copie, după actele care certifică faptul că a avut mastectomie, care certifică faptul că a avut cancer, respectiv biletul de externare și examenul histopatologic. Cam astea ar fi așa în linii mari. Dacă cumva o pacientă are o patologie mai deosebită, are boli de inimă sau boli autoimune sau altă patologie, atunci cer cu siguranță și avizul medicului specialist care să ne permită să efectuăm intervenția chirurgicală. Cum decurge recuperarea după intervenția de reconstrucție a sânului? În general, recuperarea decurge foarte bine pentru că eu spun că este o operație de bucurie de data aceasta, nu în clipa în care femeia face o mastectomie. Este altă încărcătură emoțională, bineînțeles că predomină în general sentimentele, să spunem, negative, din sfera negativului, pe când în clipa în care femeia face reconstrucție și mai ales în momentul în care femeia face și reconstrucție imediată, lucrurile stau cu totul altfel. Imediat, femeile, în clipa în care se trezește din operație, pornim de aici, sunt femei care se trezesc cu gândul ăsta al bucuriei și spun, am doi sau chiar izbucnesc în lacrimi. Sunt momente foarte, foarte frumoase, așa, chiar imediat cum se trezesc din operație, minunat. Și apoi, la câteva ore de la intervenție sau a doua zi, în funcție de tipul de reconstrucție, imediat se mobilizează și, practic, ușor-ușor își reiau activitatea. Evident, latura psihologică fiind atât de puternică, puternic pozitiv, e firesc ca fiecare pacientă să aibă altă, să spunem, putere și tărie de a trece peste
durerile care sunt relativ moderate după intervenție de reconstrucție. Și practic mobilizarea e altfel și bucuria e altfel. Iar la controlul de, să spunem, după o săptămână sau trei săptămâni, în funcție de când, cum vin, eu zic așa că renasc și practic nu am văzut o pacientă care să fie efectuat reconstrucția de sân și să regrete. O operație de reîntregire a organismului, a corpului nostru, nu este o operație, nu este un moft, nu este un capriciu. Dacă luăm în considerare numai aspectele de ordin inclusiv funcțional, în sensul că femeia care are nu are un sân, iar celălalt sân e foarte mare, nu poate trăi cu un sân foarte mare și lipsă celălalt sân. Ea trebuie să poartă o proteză uriașă pe care abia o manevrează, mai ales în lunile de vară când transpiră și totul este foarte neplăcut. Nu poate să aibă o activitate fizică, nu poate să facă sport cum se cuvine. Și în plus, tot timpul trebuie să aibă grijă aceasta, să am proteza, vin musafir sau vin prieteni, trebuie repede să-mi pun, să fiu în regulă. Deci nu este o operație de moft. E o operație de reîntregire a organismului și totodată este operația care clar crește calitatea vieții și redă orizontul normal al vieții pentru femeia încercată de cancer. Cum ajunge un chirurg plastician să intervină în psihologia individuală, personală, a imaginii de sine? Putem vorbi despre sân noi pentru un viitor nou? Cu siguranță, da. Eu văd efectele... Bun, noi în primul rând suntem chirurgi, da? Lucrul mâinilor noastre este clar unul fizic. Consecința pozitivă, să spunem, a operației, o vedem puțin în timp. Bine, o vedem și în primele zile în care femeia e sigur bucuroasă, are altă, să spunem, alt vibe, altă trăire, emană o energie pozitivă, este altfel. O vedem așa în ani, da, în ani, în luni, în ani, pentru că femeile vin la control, le vezi că sunt îngrijite, le vezi că sunt bine, pe unele le vezi că s-au recăsătorit pentru că multe sunt părăsite sau, în fine, poate n-au avut un soț și vin însoțite, asta este un lucru foarte bun. Vreau să vă spun că am văzut cu bucurie enormă cum, datorită, evident, rețelelor de socializare, îmi văd pacientele în diferite ipostaze. Ele sunt la mare, sunt la petreceri, se bucură, sunt cu copiilor, sunt în tot felul de activități normale și asta este minunat. Faptul că e un aspect extraordinar al rețelelor sociale, da? Că ne vedem pacienții. Și spun eu așa că nu e puțin lucru. Iar cea mai drăguță pe care am văzut-o acum este una dintre pacientele mele care făcea kitesurfing, având o reconstrucție bilaterală. Deci faci kitesurfing, nu este ușor. Îți trebuie ceva forță. Și la 2 ani, să spunem, de la această intervenție, mai puțin de 2 ani, chiar un an și jumătate, am văzut-o în această ipostază. Dacă făcea kitesurfing, mă gândesc acum că o să văd pacientele care fac și alte sporturi mai extreme. Da, nu e așa cum spuneam, nu e un moft, e o operație care crește calitatea vieții și starea de bine și încrederea în sine. Practic, femeia uită că a avut. Bine, nu poate uita complet, cu siguranță, pentru că e acolo un mic punct, nu, în memorie care există. Însă viața apoi decurge chiar normal și chiar foarte frumos în multe, multe cazuri. Vă mulțumesc! A fost o bucurie să vă revăd astăzi. Cu mult drag!